La 23 august 1944, în urma refuzului lui Ion Antonescu de a încheia armistițiul cu aliații, regele Mihai îl demite și apoi îl arestează și numește un guvern militar. Istoricii susțin că așa a scurtat războiul cu 6 luni. Toată populația României care ajunsese, nu mai putea să suporte războiul, toți erau de acord, partidele politice la fel și armata. Pentru că eu aveam toată armata în spatele meu. S-a executat fără nicio șovăire. N-a fost o singură defecțiune. Există și voci care susțin că armistițiul cu sovieticii nu ar fi fost cea mai înțeleaptă decizie, pentru că a dus la capturarea a peste 170.000 de militari români, dar și la deportarea în URSS a peste 70.000 de români, cei mai mulți de etnie germană. Problema asta cu 20 de ani mă obsedează de 70 de ani din cauza tuturor răstălmăcirilor care s-au făcut de atunci încoace și care continuă chiar în momentul de față cu intenții de multe ori absolut vicioase, adică pentru a-l înfunda pe regele Mihai. După părerea mea, el a făcut ce trebuia făcut. Bucuria din țară, care a fost una reală, dată fiind fidelitatea armatei, care fără nicio excepție practic l-au ascultat pe regele Mihai și practic nu s-au solidarizat cu Ion Antonescu, chiar dacă Germania a încercat să corupă general român pe care ar fi dorit să-i pună prim-ministri. Această vilă cochetă din cartierul Vatra Luminoasă de pe strada Constantin Tănase era în 23 august 1944 casă conspirativă. Îi aparținea lui Emil Botnăraș. Aici a fost adus mareșalul Ion Antonescu și alți 4 demnitari care au fost arestați de regele Mihai și ținut sub pază militară până în ziua de 31 august. Doar 10 persoane știau unde se află mareșalul Antonescu. Chiar pe 31 august au fost predați unei unități militare sovietice cantonată în comuna Afumați. Au avut loc lupte grele între români și germani, în urma cărora capitala României a fost eliberată fără niciun ajutor din partea sovieticilor.